Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rod. Am să vă fac astăzi o nouă etalare pe zodii pentru cei născuți în zodia vărsător sau care aveți ascendentul în zodia vărsător pentru următoarele 15 zile. Să vedem ce prezic sibilele pentru următoarele 15 zile. Această etalare este valabilă din momentul în care o vedeți pentru prima dată pe acest canal, pe canalul meu de YouTube, Crista Rod. Și ea va cuprinde și atât aspecte generale, următoarele 15 zile, dragoste, familie, prieteni, căsătorie, relații de căsătorie sau de muncă, oportunități de câștiguri pentru profesie, călătorii, surprize, dar și numerele norocoase pentru loterie dacă doriți să jucați la loto. Și să vedem așadar pentru cei născuți în zodia vărsător sau cu ascendent în zodia vărsător, cum va fi următoarea perioadă, cum vor fi următoarele 15 zile, la ce vă puteți voi aștepta, pentru ce vă veți bucura, ce surprize veți avea, care sunt numerele voastre norocoase la loterie. Să vedem ce pot să vă dezvăluie sibilele pentru următoarele 15 zile. Atenție la niște obstacole, poate va trebui să aveți să perseverați, să fiți mai ambițioși. Pot apărea și niște secrete. Aici cineva încearcă poate să vă fure, să vă mintă, să vă înșele. Atenție la o înșelătorie legată de banii voștri munciți de voi. Cu banii aici îmi pare că veți avea succes, noroc. Sau munciți cu drag, faceți cu drag munca voastră și aveți succes, noroc. Dar trebuie să fiți atenți că apar și niște vești neplăcute. Așteptați niște bani, vă pot veni niște bani, banii pe care i-ați dorit, care i-ați muncit. Pot apărea și pe neașteptate niște certuri, niște discuții. Trebuie să fiți mai atenți, mai ales în relațiile de dragoste. Aici pentru unii pot apărea ceartă, scandal, ruperea unei relații, poate. Cu toate că voi aici aveți ocazia, cei care sunteți singuri, orică sunteți voi într-o stare de agresivă, așa, oarecum, într-o stare de nu mai aveți chef să mai cunoașteți pe nimeni, nu mai vreți să mai aveți o relație, nu mai aveți încredere, treceți pentru o perioadă de transformare, de schimbare, poate vreți să vă mutați, vreți să faceți niște schimbări, dar atenție la niște neplăceri, pot apărea pe neașteptate, să aveți niște neplăceri pe neașteptate, poate și din cauza faptului că există cineva care dorește să-și facă o relație cu voi, vrea să se căsătorească cu voi. E cineva care totuși vă iubește, vă cântă dragostea, vă așteaptă să uite după voi. Pentru unii poate apărea chiar și împăcare, ceartă împăcare, da, poate să apară și acest lucru. Chiar o dragoste pe neașteptate la unii dintre voi, câștiguri, chiar și o căsătorie, veți te cere în căsătorie. Dar aveți dușman, să știți, fiți foarte atenți, că pot să vă dea foc, să vă insulte, să vă amenințe. Apare aici un pericol de moarte, orică e vorba și de această pandemie, orică e vorba de un accident, e vorba de vreun protest pe neașteptate, e vorba de vreun dezastru la nivel de secetate, cum ar fi, nu știu, inundații cu tremuri, ceva aici, se poate așa dintr-o dată apar. Aveți foarte multe cărți pozitive, dar aveți aici două cărți în mijloc, destul pe una pe colț, una pe mijloc. Aveți aici dușmanul acesta care legat de bani, legat de câștigurile voastre, vă urmărește. E cineva care vă dă târcoale, cumva vă cunoaște. E o persoană mai umilă, poate, o persoană de condiție mai joasă, poate e o persoană care nu are studii, dar e foarte dușmănoasă, că aici pare un domestic, deci pare cineva pe lângă casă care face reparații, persoane de genul acesta, deci persoane sau poate să fie vecini, dar în orice caz mai de condiție joasă, mai umilă. Și are o dușmănie pe voi, vă urmărește drumurile, câștigurile. Da, deci dragostea e așa, parcă și apar și acest dezechilibru, deci poate să aducă, pentru unii poate să fie vorba că apare pe neașteptate o veste de moarte a cuiva, poate și acest lucru vă ia pe neașteptate și vă pierde cheful, să zic așa, să mai aveți o relație de dragoste cu cineva, să mai socializați sau și în relația de cuplu aici trebuie să fiți atenți să nu apară disensiuni, certuri pe neașteptate, dar apare și situația de împăcare pentru cei care lucrați. Apare situația de a avea noutăți legate de muncă,
câștiguri, poate chiar să plecați, să călătoriți, sau poate să apară situația în care să vă doriți să faceți ceva voi pe cont propriu. Da, să aveți reușite, dar trebuie să fiți foarte atenți, că vă vin niște idei, veți avea niște idei, sau de pe urma unor idei de voastre geniale aveți și câștiguri, dar poate să apară și o neplăcere, da, ceva care se schimbă. Cam asta e ce văd la vărsători pentru următoarea perioadă. Cu părinții aici la fel, m-am zis, poate vă așteaptă vești de la voi, să uită după voi, vă pot veni vești pozitive din partea lor, da. Poate să apară și certuri cu mama, spre exemplu, pentru unii, deci pentru cei care aveți părinți, mamă, tată. Pentru cei care vreți să dați examene și aici pot să apară niște un succes, o reușită, da, o promovare. Care doriți să cumpărați, să vindeți ceva, așa, aici pot apărea niște reușite, dar trebuie să fiți prudenți, pentru că este această situație de criză în care ne găsim acum, contextul în care ne găsim, și poate să vă aducă și neplăceri, da? Să încercați să fiți mai prudenți, așteptați vremuri mai bune de cumpărare, vânzare, de a făcut toate următoarele 15 zile. Căutați soluții mai inteligente, deci încercați să nu vă lăsați prea mult duși de emoția momentului, ci să fiți mai calculați, pentru că apar noutăți pozitive. Pentru unii poate chiar să vă caute o anumită persoană cu care voi vreți să vă împăcați, poate, sau să aveți o relație. Pot apărea relații chiar și pe internet, dar fiți atenți că și aici se pot produce niște dezechilibre sau se poate rupe relația. Cam asta e tot ce văd și la vărsător, așadar. Și să vă spun și numerele voastre norocoase sunt 6710, 8445, 4613, 743, 5617, 16, 59, 55, 24, 76, 34, 60, 4, 7, 7, 8, 23, 87, 49 și 30. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-au răspuns, că v-a răspuns la întrebări, că v-ați regăsit în acestea, că vă veți regăsi pe parcurs, că următoarele 15 zile pentru voi vor fi excelente din toate punctele de vedere. Și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Roth. Și dacă încă nu sunteți înscriși pe acest canal, vă invit să faceți, să vă înscrieți. Aveți butonul pentru înscriere sub acest filmuleț, sub această predicție. Și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!